Astăzi vă voi face crab masguf. Este un crab la jar, care durează mai mult timp și se prepară după felul următor. Crabul se lasă cu solzi, se taie pe spate. Se curăță. Se sărează bine. Deci este cu tot cu solzi. Se fac două găuri pe sub piele. Se ia capul, se dă gaură aici și aici și se înfige în două bețe. Vai, pește! Peștele! Peștele! Ține la o distanță destul de mare. Deocamdată Mai cam 3 ore este gata.